Irina Margareta Nistor la Neața, pentru că au venit minionii în oraș. Minionii sunt cu noi, minionii sunt cu noi. M-a amuzat că peste tot pe unde am călătorit în ultima vreme erau minioni. Minion pe autobuze, minion pe clădiri, minion pe geamuri, minion pe tricouri, absolut peste tot. Și ziceam, domne, dar veni mai repede și încoace. Și așa că în weekendul ăsta, da, e în avanpremieră și de săptămâna viitoare intră. Mă amuză pentru că ei, de fapt, știi că de fapt au pornit de la un desen de la Despicable Me, unde au fost atât de drăguți încât au zis, hai să le facem noi separat, că e mai bine. Păi cum vezi, nu lipsește nici dinozaurul, că suntem în anii dinozaurului, nici galbenul, pentru că e culoarea, că tot ziceam de Charlize Theron, că e culoarea canului. Și mai ales, din când în când, avem și câte un ciclop, că vorba ta trebuie să fie ceva și cu Grecia pe acolo, că altfel n-avem cum să stăm. Da. Vocea pe original este a lui Jeffrey Rush, el este naratorul și unul dintre personaje. Ba chiar l-au cooptat și pe Michael Keaton, ceea ce știm bine că acum, de când a mers atât de bine la Oscar-uri cu filmul lui, cu Birdman, era probabil că i-a costat și ochii din cap, drept care trebuie să-și recupereze mare parte. Da. Iar în România e și în variantă dublată. Găinușul o să fie Jeffrey Rush, naratorul, și e și cu Daniela Nane. E foarte nostim făcut în continuare. Toată lumea se atașează de niște personaje care sunt tot la limită niște mutanți. Cred că este pro-ochelare, asta e clar, pro-ochelariș, vorbesc eu așa pro-domo, pentru că vezi că nu e niciunul fără, ca să se obișnuiască copiii mai ușor și să nu fie comentarii foarte mult. Muzica e foarte, foarte drăguță și cred că e așa chiar un film de vacanță. Mers așa de pescuit la vacanță. Sunt destul de multe desene animate în momentul ăsta și chiar m-am bucurat că le-au rolat pe o parte dintre ele, așa că nici nu știu dacă n-ar trebui să le includem tot la Blockbuster și pe ăsta, pe lângă Terminatorul de aseară, unde, știi că, apropo, I'll be back, știi, toată lumea ce, o să mai zic, n-o să mai zic, I'll be back, zice sau să știi că zice, dar știi că între timp am aflat că dintr-o greșeală că n-a ținut minte replica inițial, a rămas chestia asta că trebuia să zic I'll return și a zis, au tras toate dorii ăsta tot ce I'll be back și ăștia au zis, bine, dom'le, hai, lasă I'll be back și asta e, vezi, dar uite, vezi așa, cade exact ca povestea cu Yabadamadu, care trebuia să fie inițial Yahoo, nu știau ei ce o să fie Yahoo pe vremea aia, în anii 60, știi? Da. Și ăla a zis, eu vreau Yabadabadu. Vrei? Foarte bine. Așa, că apropo de la Flintstone, ca să zic așa. Mergem mai departe spre lumea de dincolo de mâine, un film SF. Tomorrowland, un SF care într-adevăr a avut premiera ceva vreme, dar n-am apucat să vorbim despre el, dar din nou s-a discutat și răzdiscutat. Sigur că iese și cu George Clooney și ăsta ar fi un punct tare. Din punctul meu de vedere, sigur că îl prefer pe Hugh Laurie, deși are un rol extrem de antipatic, chiar aceeași poveste că trebuie să vină cineva care să salveze lumea și eventual să existe o lume paralelă mult mai bună și mai frumoasă, tip de SF absolut. N-a avut succesul chiar foarte mare pe care îl sperau cu toții, deși cred că fiecare dintre noi ar vrea măcar câteva dintre scenele astea cu efecte speciale să ni se întâmple în viață. Uite, de exemplu, asta așa, să ne mutăm din punctul A în punctul B fără neapărat un mijloc de transport, deci nu tot taxi asta de plătit. Asta da la romană din nu? Așa e, când sar peste un blocaj de ăsta de trafic, cred că este foarte binevenit, dar cred că trebuie văzut pentru că intră într-o categorie de asta de filme care îți fac plăcere, uite, și încă un efect neapărat. Și, din nou, apropo de ce spunea el mai înainte, iarăși s-a gândit să arate cât se poate de rău și George Clooney, nu știm de ce, cred că e o modă. Cât poți să arăți mai rău, cu atât e mai bine și te mai ia careva într-un film. Singura excepție cred că ar fi Schwarzenegger aseară, care era foarte reușit și mai ales spre final, ultima jumătate de oră, era atât de mare amuzamentul în sală și atât de mult s-a aplaudat, chiar îți făcea plăcere să vezi atâta entuziasm după un pogon de ani, da, sigur, 30 de ani, da, 84, 30, te gândești cum era 84 încoace. Da, nu mă mai gândesc nici cum, că l-am văzut. Exact, l-ai văzut așa. L-am văzut dezbrăcat. Exact. De o revistă americană. Așa. Pentru că vorbim de greci mai mult decât oricând. Așa m-am gândit și eu. Poate că doar când începeam să ne filozofăm nițel pe băncile școlii, am vorbit mai mult despre ei. Da, e adevărat. Zorba, grecul, recomandarea noastră de joi. Mi s-a părut că e cel mai
s-a părut cel mai mare, cel mai racord film în situația dată și da. Cred că dacă ăștia care le-au dat împrumuturi vedeau Zorba Greco, ar fi înțeles mai bine exact psihologia lor. Este un film care la rândul lui a împlinit între timp 50 de ani. Anthony Quinn este personajul principal, deci nu e chiar un grec, ca să zic așa. N-a luat Oscar-ul pentru interpretare. Nu, deși cred că ar fi meritat și cred că în general poate că e unul dintre rolurile care a rămas categoric și cred că dacă vrei să faci un concurs de genul, știi cum sunt astea cu mai multe răspunsuri, dacă e grec, sigur toată lumea îți va spune că e grec. Cu Ellen Bates, alături cu Kidrova, care lua un Oscar, deși era la primul ei rol și era deja spre o vârstă onorabilă, dar mi-am adus aminte brusc de el, între altele. Filmul făcut de Kakoyanis, care a murit acum câțiva ani la 90 de ani, care e cipriot, de fapt, dar a trăit mult în Anglia, în Marea Britanie. Și muzica a lui Mikis Theodorakis, categoric de neuitat, dar mi-am adus aminte de, știi, povestea că ei încearcă la un moment dat să construiască un fel de funicular acolo și după care cuvântul lui de bază și repetitiv în chestia asta este catastrofă. Deci el zice de la început, da, e catastrofa totală să te însori și nu știu ce, după care splendidă catastrofă când totul se distruge și când îl învață să danseze Sirtaki. Eu cred că dacă vedeau ăsta, probabil că ar fi stat ceva mai bine și ar fi, știu cu cine au de-a face, pentru că e o măsurătoare foarte exactă și a detașărilor și a farmecului, ca un farmec incontestabil, că probabil că tocmai de asta și când s-a făcut împărțirea Europei, ei au trecut în partea cealaltă, iată-vă, Kedrova, care este Bubulina, deja a intrat un nume propriu, știm foarte bine, chiar și într-o melodie românească a lui Ștefan, da. Bubulina Gospodina și Irene Papas, că într-un rol absolut tulburător și într-un moment unde iarăși se vede foarte bine că nu e de glumit în direcția asta. Deci vedeți-l, pentru că probabil lumea, foarte multă lume pleacă în continuare în vacanță acolo. Înțeleg că e mai puțin dramatic decât vedem noi la televizor cu bancomatele și cu celelalte, exact cum era la noi când a fost zăpada aia mare, știi? Și toată lumea zicea, vai, o, până acolo, până ajungeți acolo să fie o nenorocire. Așa că un clasic de văzut, dar așa, mai ales de revăzut. De revăzut, cred că astea, pentru marea majoritate e de revăzut și de văzut, ți-am zis. Pentru europeni, cred că era foarte bine. În weekend avem noaptea lungă a filmelor scurte, de data asta la Rome Expo, deci aveți ce vedea multe și chiar înțeleg că sunt din astea interactive, adică puteți să alegeți final, ceea ce e foarte bine. A, și apropo, Terminator, vedeți că e și Formula 4D. Terminatorul. Da. Terminator, te termină și în 4D și, și apropo de Spiana, m-am amuzat teribil că începe la Varna, am uitat să spun chestia asta atunci, începe la Varna, dar este filmat totul la Budapesta. Asta mi-a plăcut foarte tare și o cheamă Boinova, pe personajul principal, bineînțeles că e fica continuatoare exact ca la Jivkov, care avea și el o fică, și o cheamă Boianova, exact Boiana, sunt studiourile lor de film din Bulgaria. Deci probabil că la noi ar chema Buftiescu, probabil, dacă facem un film de nostru. Sub deviza deci, să nu ai încredere în greci nici măcar când îți aduc daruri, încheiem rubrica de film. Sau când le faci daruri, de data asta. Cred că asta ar trebui să o schimbăm. Irina Margareta, Nistor, Marța și Joia, despre filme bune, de văzut, cu racord, cum ne place mai nou să spunem. Vă așteptăm marți să mai...